Gelul din această perioadă le dă bătăi de cap comercianților din piețele alimentare vasluiene. Aceștia se plâng că trebuie să-și desfacă marfa cu câteva ore mai târziu decât de obicei pentru a-și feri legumele și fructele de îngheț. De profit, nici nu mai poate fi vorba. Vine un client la două ore. La două? Păi la două ore vine un client. Păi da, cum stăm? Așa, păi stăm ca vitele într-un graj. Știți cum stă vitele într-un graj? Mai rău, că la vitele, dacă n-au căldură, mor. Parte din marfă a înghețat. Eu chiar acum am dus un sac de ridiche neagră, sfeclă roșie și niște morcovi. Ce-a fost? Am zis că poate și revine, dar nu. Chiar dacă sunt un pic înghețate, vasluienii cumpără legumele, bucuroși că sunt mai ieftine. Sunt foarte bune. Dacă ai dator, le mănânci. Dacă nu, le pui scoac. Nu, sunt foarte bune. Văd că sunt bune. Merele sunt bune, tot mai potrivite. Merele am mai luat și înghețate, să știi. Cele mai sensibile la ger sunt ceapa, cartofii, varza și perele. Acestea sunt de altfel și produsele care se vând cel mai bine în acest sezon.